Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătatea noastră a televiziunii Cromtel Rădăuți. Astăzi avem invitată în studio pe doamna dr. Mihaela Coroamă, medic primar, medicină legală, doctor în medicină. Bine ați venit, doamna doctor, în studio. Mulțumesc pentru invitație. Bună ziua mulțumesc. Dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp. Și pentru început, aș dori să facem o scurtă prezentare a persoanei. Nu știu dacă este cineva care să nu vă cunoască, dat fiind faptul că sunteți din Rădăuți și, practic, din câte știu eu, sunteți primul medic legist din Rădăuți. Înaintea dumneavoastră, doctorul Anuți se ocupa de partea de medicină legală. Am dreptate? Da, eu am, odată cu venirea mea în Rădăuți, s-a înființat cabinetul de medicină legală Rădăuți. Înaintea mea au lucrat doi medici cu delegații de specialități diferite, domnul dr. Lehrer, chirurg, după care au lucrat domnul dr. Anuți, pediatru, dar doar limitat pe anumite tipuri de prestații medico-legale, activitatea medico-legală desfășurându-se la laboratorul de medicină legală Suceava. Odată cu venirea mea în Rădăuți, s-a deschis cabinetul de medicină legală. Eu, având specialitate de medicină legală, s-a diversificat și a crescut activitatea de medicină legală desfășurată la cabinetul nostru. Oricum, în ziua de azi, nici nu s-ar mai putea face medicină legală cu un medic de altă specialitate. Nu ne mai permite legea oricum. Și oricum aveați să veniți în Rădăuți pentru că sunteți rădăuțean. Sigur, dezideratul meu a fost să mă întorc acasă. Deși inițial sigur. Ați lucrat la Focșani, iar rezidențiat ați făcut la București. La București, da. Facultatea de medicină am terminat-o la București. Specialitatea secundariat se numea la vremea la care eu l-am făcut, acum se numește rezidențiat. Am făcut-o tot la Institutul Mina Minovici în București și am început activitatea ca medic legist, medic specialist, legist la laboratorul de atunci, acum se numește servicii. Atunci se numeau laboratoare de medicină legală în Focșani. După care m-am transferat la Rădăuți, în cabinetul de medicină legală nou înființat atunci. Cum de ați ales această specialitate? Este o specialitate foarte interesantă din punct de vedere științific. Ea cuprinde practic porțiuni din toate specialitățile medicale. Este o provocare de a culege informații medicale din toate domeniile pentru fiecare caz în parte și de a le transpune într-o formă accesibilă justiției pentru a fi folosită în procesul judiciar. Sigur, această dorință de a afla adevărul permanentă este o provocare, cred că, pentru fiecare medic. Și pe mine m-a stimulat să aleg această specialitate și să o fac cu multă plăcere. Și cu multă pasiune, întrucât între timp v-ați dat și doctoratul. Sigur. În medicină legală, deci chiar că sunteți pasionată și numai că o faceți cu plăcere. Am avut și mentori și profesori de marcă care au rămas, unii sunt încă ca și nume importante ale medicinii legale românești, dar și medicinii legale europene, care cred că mi-au transmis, pe lângă dorința de informare și pasiunea de muncă, pasiunea de studiu, de cercetare, de așa manieră încât rezultatele activității mele să tindă spre aflarea adevărului. Fiind medic primar și cu doctorat, ați fost solicitată pentru a lucra și în cadrul Universității Suceava. Am dreptate? Da, pentru că noi desfășurăm acea parte de activitate în sala de necropsie. Sigur că anatomia trebuie să o cunoaștem foarte bine și o și cunoaștem foarte bine. Și atunci Universitatea Ștefan cel Mare Suceava a înființat acum 3 ani un departament nou de dezvoltare și sănătate umană, în cadrul căruia funcționează 2 secții de nutriție și de balneofiziokinetoterapie. La ambele se predă disciplina de anatomie, unde am fost solicitată să predau. În afară de cabinetul de medicină legală, care este în
cadrul ambulatorului, în sediul Spitalului Municipal Rădăuți. Spitalul are și un serviciu de anatomie patologică. Un pic ne descrieți specificul fiecărei specialități, munca dumneavoastră și munca doamnei dr. Crăcov, care este la anatomie patologică. Tipul de activitate nu este foarte diferit, mai ales cel prosectural. Există diferențe, sigur, clinica medico-legală nu există în serviciul de anatomie patologică. Microscopia pentru persoanele vii nu se face la medicină legală. Există și multe asemănări și multe deosebiri. Înainte vreme, aceste două discipline erau cumulate. Medicii având dublă specialitate de medicină legală și anatomie patologică. Am fost prima generație de rezidențiat în care aceste două specialități medicale s-au despărțit, eu urmând doar specializarea în medicină legală. Subordonarea este, în primul rând, diferită. Noi aparținem de serviciul de medicină legală Suceava, fiind subordonați direct profesional Institutului de Medicină Legală Iași și indirect, administrativ, tot Institutului de Medicină Legală Iași, dar prin intermediul Spitalului Județean Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Sediul îl avem în cadrul Spitalului Municipal Rădăuți și deservim teritoriul arondat municipiului Rădăuți și orașului Siret. Pe când anatomia patologică lucrează doar cazurile de spital. Noi sunt angajați ai Spitalului Municipal Rădăuți. Pe când activitatea medico-legală este solicitată de organele de cercetare penală în vederea elucidării unor probleme medicale care se ridică în procesul judiciar, activitatea de anatomie patologică se desfășoară în scopul confirmării sau elucidării unor probleme neclare. Din procesul terapeutic medical, din Spitalul Municipal Rădăuți și pentru lămurirea unor probleme de diagnostic medical. În afara acestor activități, intenționați să vă diversificați activitatea în viitor, să aduceți ceva nou, ce presupune o activitate de medicină legală în anii următori, cam care sunt pașii care vor fi poate făcuți modifica. În viitor? Nu cred că se poate modifica sau eu știu activitatea în viitor, deoarece activitatea de medicină legală este reglementată prin lege. Este legea 459 din 2001 care este modificată și completată de legea 271 din 2004 cu normele de aplicare ale acesteia care reglementează competența de activitate a fiecărei instituții de medicină legală. Ordonanța 1/2000 care specifică fiecare instituție de medicină legală ce competențe de activitate are. Legile sunt relativ noi, sunt din anii trecuți și nu prevăd pentru viitorul apropiat o modificare a activității în cabinetul nostru. Deci lucrurile abia s-au așezat pe un cadru legislativ corect, bine instituit și probabil că în anii următori se va merge în continuare ca și până acum și probabil această legislație este raliată și la legislația europeană, mă gândesc. Sigur, noi funcționăm pe legislații foarte vechi și a fost actualizată, raliată la principii europene și se desfășoară în acest fel. Poate ne dați o definiție a specialității de medicină legală? Este frumoasă definiția, foarte frumoasă. Medicina legală este o știință medicală care aplică principiile medicinii și metodologia de lucru a medicinii în științele juridice. Rezultă de aici că este o disciplină de graniță, îi spunem noi borderline. Practic, la solicitarea organelor de cercetare penală sau a părților implicate într-un conflict, medicina legală are menirea de a obiectiva și evalua toată problematica medicală legată de un caz judiciar. A
evalua toate datele medicale, a le trece printr-un raționament medical, medico-judiciar și a le concluziona în concluziile expertizei care trebuie să fie accesibile procesului judiciar. Sigur, în felul acesta, medicina legală este o interfață, practic, între medicină și drept. Și se știe că dreptul operează cu texte de lege, cu noțiuni concrete, evaluându-le toate într-un sistem de logică binară. Adică, corect, incorrect, adevărat, fals, admis, respins, etc. Ori științele biomedicale sunt mult mai complexe, în sensul că există o serie întreagă de probleme necunoscute încă sau parțial cunoscute. Astfel, procesul de cercetare în medicină și biologie este în plină desfășurare, are o amploare mare atât la noi în țară cât și pe glob, neputându-se evaluarea informațiilor medicale neputându-se realiza prin acest sistem logic binar. Și atunci medicina legală intervine, preia noțiunile medicale, le analizează și le integrează în concluzii care trebuie să fie scurte, concise, ca să fie accesibile sistemului judiciar pentru a fi preluate și evaluate în acest sistem logic binar. Aceste concluzii numite paradigme medico-legale sau punți epistemice, foarte frumos le denumea domnul profesor Gheorghe Scripcaru ferestre ale cunoașterii, care vor ajunge către organele de cercetare penală și se constituie probe în justiție, formând probațiunea științifică expertală medico-legală. Această probațiune trebuie să fie, probele în general trebuie să fie concludente, pertinente, relevante, de aceea concluziile medico-legale trebuie să se apropie cât mai mult de adevărul medical al cazului investigat și în acest sens medicina legală colaborează cu toate instituțiile medicale ale Ministerului Sănătății de pe teritoriul întregii țări, în același timp, colaborând, fiind un colaborator independent al justiției, unde aduce un plus de obiectivitate în sistemul probator. Foarte interesant și incitant. Deci, cumva, medicina, fiind și o artă și o știință relativă, trebuie să se îmbine frumos cu justiția, unde lucrurile sunt foarte clare și mediatorul este tocmai medicul legist. Da, mediatorul ar presupune un sistem de împăcare, practic noi suntem un sistem de constatare, interfața. Foarte frumos. Deci trebuie să știți și câteva noțiuni de drept, trebuie să știți și din medicină destul de mult, întrucât aveți tangență cu toate specialitățile medicale și să corelați toate aceste informații pentru a ajunge la un diagnostic medico-legal cât mai real. Ne puteți face așa un scurt istoric al specialității și asta este foarte frumos. Ce am găsit în literatură, medicina legală a fost o necesitate din toate timpurile, numai nu se numea chiar așa și nu erau specialiștii ca în zilele noastre. Da, legătura între medici și procesul de justiție a fost atestată încă din cele mai vechi timpuri, încă din Antichitatea îndepărtată. Astfel, în Babilon, de exemplu, codul lui Hammurabi prevede răspunderea medicală și prevede sancțiuni pentru greșeala medicală. În India, legile lui Manu stabileau că martorii care erau obosiți sau care erau băuți sau care sufereau de o afecțiune psihică nu erau admiși în instanțe. În Egiptul antic erau coduri de legi care dispuneau obligativitatea examinării de către moașe a unei femei care era condamnată la moarte. În cazul în care se constata graviditatea, atunci sentința era amânată până când copilul se năștea. În Persia
se pedepsea aspru avortul criminal. S-a făcut o clasificare în 7 grupe a leziunilor traumatice, de la simplele leziuni elementare, cum le numim noi astăzi, echimoze, plăgi, scoriații, până la plăgile cu potențial letal, și se indica examinarea persoanelor lovite de către un cadru de specialitate. În China există dovezi care atestă faptul că s-au folosit otrăvurile încă din anul 3000 înainte de Hristos. Atât medicina greacă, cât și medicina romană cunoșteau existența bolilor psihice, iar codurile lor de legi prevedeau pedepse separate pentru bolnavii psihici. Hipocrate este primul care a descris o plagă cu potențial letal. În Roma antică s-a efectuat autopsia cadavrului lui Iulius Cezar, constatându-se că din cele 22 de plăgi care au fost identificate, doar una a dus la decesul acestuia. În Europa, între anii 700-800, Carol cel Mare, care conducea regatul francilor, a dispus scrierea unei lucrări, Capitularies, care avea menirea să unifice, din punct de vedere legislativ, Imperiul. În această lucrare se arăta importanța prezenței informației medicale într-un proces. De asemenea, se prevedea faptul că medicii sau persoanele cu pregătire medicală trebuiau să pledeze sau să aducă informații medicale pentru a înlămuri problemele acelui proces. Se dispunea examinarea persoanelor lovite de către personal cu pregătire de specialitate. În 1575, Ambroise Paré publică în Europa prima carte de medicină legală, se numea Despre rapoartele medico-legale și despre îmbălsămarea corpurilor decedate. Și în această lucrare se fac mențiune asupra importanței aportului informațional medical într-un proces. Termenul de medicină legală a fost introdus totuși de un medic italian, medic care se numea Paolo Zacchia, care era medicul Papei Inocențiu al X-lea, era membru al tribunalului ecleziastic din acea vreme și care era considerat un savant cu viziuni renascentiste al timpului. Medicina legală în decursul timpului, dar și în prezent, are mai multe denumiri. Și de medicină judiciară și medicină forensică, toate denumirile atribuite acestei specialități medicale însă atestă prin însăși denumire legătura strânsă între medicină și drept. Revenind în România, primele notări ale unor norme laice și cu caracter medico-legal se regăsesc în pravilele lui Matei Basarab și Vasile Lupu. Prima autopsie consemnată de cronicari în România s-a produs în 1685 și a fost consemnată de cronicarul Nicolae Costân. Prima autopsie cu caracter medico-legal în România datează din 1832, s-a efectuat într-o moarte subită a unui anume Anastase Becheri. Procesul verbal întocmit cu ocazia acestei autopsii a fost consemnat de domnul profesor Vladimir Beliș în literatura de specialitate. În 1811, Divanul Moldovei stabilește obligativitatea efectuării autopsiei în toate cazurile de intoxicații sau de morți violente. Dar o activitate științifică medico-legală a fost întemeiată odată cu apariția primei școli de chirurgie în București,
A fost întemeiată de către Carol Davila. S-a denumit Școală de Chirurgie, ulterior a fost denumită Școală Națională de Medicină și Farmacie și în această școală s-a studiat pentru prima dată în România medicina legală. Rețeaua de medicină legală a fost organizată pentru prima dată pe teritoriul patriei noastre de profesorul Mina Minovici în 1892. A înființat prima instituție medico-legală în București, se numea Morga Orașului. Ulterior, în 1898, i-a schimbat denumirea și a denumit-o Institut de Medicină Legală. Și Institutul de Medicină Legală București îi poartă numele datorită acestui fapt. Nicolae Minovici, fratele profesorului Mina Minovici, a întemeiat rețeaua de medicină legală din Ardeal, dumnealui fiind la Cluj. Este meritul profesorului Mina Minovici de a fi înființat instituții de medicină legală pe teritoriul întregii țări, de a fi creat subordonările administrative și științifice a acestor instituții și de a fi desemnat ca să lucreze în aceste instituții doar medici legiști. Sigur că acolo unde nu existau medici legiști, se mai foloseau medici de alte specialități, dar care trebuiau să fie împuterniciți pentru a lucra în medicină legală. De la profesorul Mina Minovici până în prezent, medicina legală a fost dezvoltată de profesori de marcă ai medicinii legale, din care aș vrea să enumăr doar câțiva. Profesorul Terbancea, profesorul Moraru, profesorul Gheorghe Scripcaru, profesorul Vladimir Beliș, sunt doar câteva nume care au contribuit atât din punct de vedere organizatoric, cât și din punct de vedere științific la dezvoltarea rețelei de medicină legală în țara noastră. În prezent, activitatea medico-legală se desfășoară sub controlul Institutului Național de Medicină Legală București. Există institute de medicină legală regionale pe lângă centrele universitare, iar în țară, în județe, există serviciile de medicină legală care și-au sediu în orașele reședință de județ, în celelalte orașe ființând cabinetele de medicină legală. Toată activitatea este reglementată prin legile pe care le-am spus puțin mai înainte. Și de altfel există trei domenii de activitate ale medicinei legale: tanatologia, clinica și deontologia medicală. Da, în mare, în funcție de tipul de activitate care se desfășoară, activitatea de medicină legală este împărțită în aceste trei mari domenii. Tanatologia medico-legală se ocupă cu studiul, obiectivarea tuturor aspectelor medicale de la cadavru, deci se mai numește și medicină legală prosecturală. Clinica medico-legală are ca obiect de activitate examinarea persoanei în viață, de aia se numește și clinică medico-legală, ea are și ea mai multe subcategorii, este medicina legală traumatologică, clinica medico-legală psihiatrică, pe competențele fiecărei instituții desemnate de lege, și deontologia medicală, care studiază raporturile dintre cadrele medicale, dintre medici, medici-pacienți, cadre medicale, societate. Și de aici rezultă și rolul profilactic al medicinii legale. Pentru că în desfășurarea acestei activități se pot sesiza o serie de situații particulare existente în diverse colectivități, grupuri umane, care pot fi sesizate, pot fi luate în considerare pentru a se limita diversele obiceiuri, eu știu, cutume violente sau negative pentru societate. Deci o disciplină extrem de vastă, interesantă, frumoasă și să știți că în prezent tineretul, tinerii studenți, viitorii specialiști, se gândesc la această specialitate ca la o specialitate atractivă, tocmai datorită complexității, frumuseții și datorită unor reportaje în mass media care au prezentat cumva munca medicului legist în străinătate, nu la noi. Și acestea au încurajat un picuț aplecarea tinerilor către această specialitate.
Da, medicina legală înainte vreme era puțin cunoscută ca și specialitate medicală. Ea a căpătat în ultimii ani o dezvoltare mai mare și sigur că a contribuit mass media, a avut o importanță definitorie prin reportajele făcute pe aceste cazuri. Întrerupem aici emisiunea pentru un minut de publicitate, după care revenim cu un subiect foarte actual, violența și aspectele ei. Revenim în studio, unde avem invitată pe doamna dr. Mihaela Coroamă, medic primar legist, doctor în medicină. Continuăm cu un subiect extrem de actual, violența și aspectele ei pe toate planurile. Doamna doctor, poate ne dați o definiție a violenței. Există mai multe definiții ale violenței. Eu o să încerc o abordare din punct de vedere medico-legal al violenței. Și consider eu că cea mai bună definiție din această perspectivă este definiția formulată de OMS, care susține că violența este orice utilizare voită a forței asupra propriei persoane, asupra unei alte persoane, a unui grup sau a unei colectivități, atunci când există consecințe de tipul traumelor fizice și traumelor psihologice. Din această definiție rezultă clar că nu numai lovirea simplă sau lovirea complexă poate să este un act de violență, chiar și amenințarea, chiar și intimidarea, deoarece are efecte psihologice asupra unui individ, este considerată ca un act violent. Rezultă clar din această definiție că violența se desfășoară într-o relație. În această relație este implicat obligatoriu un individ. De ce spun asta? Pentru că violența se poate exercita și asupra obiectelor, nu numai asupra altor persoane. Deci un trântit de ușă voit, cu intenție, este considerat ca act de violență. Dar, din punct de vedere medico-legal, eu m-aș opri doar la violența exercitată în relația interumană, pentru că asta este obiectul nostru de studiu. Și atunci, pentru a-ți produce un act de violență, este necesară o relație între cel puțin doi oameni, doi indivizi, dintre care persoana care exercită acțiunea brutală, distructivă, se numește agresor, persoana care primește forța violentă și care suportă consecințele acestei violențe se numește persoana agresată sau victimă. Sigur că fenomenul violenței, odată cu evoluția societății, a fost plasat pe o poziție nedorită și descurajantă. Ăsta este și motivul pentru care cunoașterea și cercetarea acestui fenomen este îngreunată, pentru că adresabilitatea victimelor actelor de violență este scăzută, datorită sentimentelor de teamă, de rușine, de culpabilitate câteodată. Și atunci statisticile nu reflectă situația reală din societate. Nici pe departe. Nici pe departe. Dar ca să revenim la câteva definiții. Agresivitatea, abuzul. Violența, agresivitatea, abuzul. Să menționăm un pic... Sigur, agresivitatea. Abuzul se referă la reacția o violență, violentă, asupra fizică persoanei, și psihică asupra unei anumite unui persoane. Unui subordonat care ți este abuzul inferior. Abuzul în serviciu, de exemplu. Da, deci abuzul se poate manifesta în diferite categorii sociale. Da. Dar eu aș vrea să fac o altă paralelă, care mie mi se pare mai importantă. Sunt două noțiuni. Violență și agresivitate. Agresivitatea, da. Aceste două noțiuni, în general, se confundă. Deși, dacă ne referim la sensul cuvântului, ele sunt complet diferite. Violența, după definiția pe care eu am dat-o, reprezintă gestul, actul violent, pe când agresivitatea este o pulsiune, o trăsătură comportamentală care generează actul violent. Sigur că violență
fără agresivitate nu există. Dar relația inversă este posibilă. Deci există agresivitate fără violență. Și aș vrea puțin să mă explic. Pentru că acest lucru ar sta la baza procesului educațional cu scopul limitării fenomenelor violente în societate. Cunoscând acest lucru, conștientizând acest lucru în societate, se pot lua măsuri de la nucleul de bază a societății, familie, până la grupurile sociale organizate în diferite colectivități, de a limita acest fenomen de violență și violență fizică în mod special. Și anume, există o serie de teorii care explică agresivitatea. Cam care ar fi cauzele, da, agresivității, sigur. Următoarea întrebare. Sigmund Freud și Lorenz sunt cei care explică agresivitatea ca fiind înăscută. Sigur, fiecare individ se naște cu pulsiuni de agresivitate. Freud susține că modalitatea de educare a acestor pulsiuni agresive pe parcursul vieții va determina exprimarea ei în timpul vieții. Sigur că una din manifestări este manifestarea violentă, dar transferul acestor energii către minte va determina crearea unor idei, unor argumente, dispute, polemici, care toate, de la nucleul de familie, unde pot duce la o trăire în armonie și o bună comunicare între membrii familiei, până la mediul academic științific, unde aceste dispute polemice vor duce întotdeauna către progres și către descoperiri științifice, această canalizare pozitivă a pulsiunilor agresive este cea recomandată în societate. Canalizarea către violență, manifestările violente, întotdeauna va fi repudiată de către societate. Este specifică unei anumite categorii sociale sau o întâlnim la toate nivelele? Și agresivitate și violență. Violența, de fapt, urmă, agresivitatea câteodată aduce și progres. Da. Cu niște limite. Nu, ea, dacă este canalizat în mod pozitiv, fiecare individ poate să se autodepășească. Asta este. Dacă nu, atunci o să apară fenomenul violenței. Fenomenul de violență este foarte larg răspândit pe glob. Bineînțeles că și în zona, în țara noastră și în zona în care noi ne trăim. Din păcate nu respectă categoriile sociale. Adresabilitatea este diferită, dar nici ca și adresabilitate nu poți să spui că sunt categorii sociale care se adresează mai frecvent sau mai puțin frecvent. De aceea se spune, fenomenul violenței este mai puțin cunoscut și studiat. Studiul violenței în general pe glob a început foarte târziu, abia în secolul 20 au început primele nuclee de cercetători care au început să adune date statistice, da, și să facă o serie de... Când la 1970 au început primele studii, s-a recunoscut că există această problemă și au început Până în secolul 20 a fost tratată cu foarte puțină importanță. Era ceva un tabu, era ceva acceptat. Era ceva obișnuit. Era ceva obișnuit. Și ca să legăm discuția noastră de tema pe care ne-am propus să o detaliem un pic, cum se manifestă violența domestică? Sau ce Până este? Acolo eu aș fi vrut să mai spun câteva lucruri. Deci, în afară de această, despre agresivitate, în afară de această teorie promovată de Sigmund Freud al agresivității înăscute, este școala de la Yale, din Statele Unite ale Americii, care consideră frustrarea ca stând la baza agresivității. Deci, în afară de agresivitatea născută, ea poate fi obținută și după naștere și în timpul vieții, din copilărie până în perioada adultă și chiar vârstnică. Cei de la Yale stabilesc că frustrarea ar fi una din metodele de creștere a pulsiunilor agresive. Există și alte teorii care susțin că agresivitatea poate fi învățată în timpul vieții.
Ar fi două modalități, ei descriu două modalități de a învăța comportamentul violent, agresivitatea. Agresivitatea învățată în mod direct, deci persoane care incită spre agresivitate, spre violență, recompensează comportamentul violent, pedepsesc comportamentele non-violente, este o modalitate de, activă de a învăța agresivitatea. Și o altă modalitate, din păcate, destul de răspândită în societate, de a învăța agresivitatea, este modalitatea pasivă. Aceea de a sta deoparte și de a vedea, de a-ți crea anumite modele. Acele modele, având un comportament violent, copilul, adolescentul, preia acest model comportamental și îl transferă în celelalte colectivități, grupuri în care el își va desfășura diferitele activități. Sigur, psihologii o să vă poată descrie foarte multe teorii care explică agresivitatea, dar mie mi se par astea foarte importante pentru societate, pentru că ele, odată ce sunt conștientizate, pot fi folosite pentru a limita fenomenul de pulsiunile, pentru a scădea pulsiunile agresive și manifestările negative ale agresivității, în speță violența. De altfel, datele pe care le-am găsit în literatură arată o suprapunere a agresivității și violenței pe piramida necesităților. Mi s-a părut o comparație foarte interesantă. Este o comparație foarte interesantă, pentru că violența se poate manifesta în societate sub diferite forme. Și sigur că aici ne întâlnim cu piramida nevoilor, pentru că pornind de la cea mai răspândită formă de manifestare a violenței, violența verbală, adresarea de injurii, de cuvinte cu conotații negative, de amenințări, de intimidări către o altă persoană, folosirea unui ton autoritar și puțin mai ridicat, au menirea de a induce persoanei considerată victimă sau care este într-adevăr victimă, o stare de teamă, o stare de suferință psihologică. De asemenea, ea este de departe cea mai răspândită formă de violență în societate. Violența psihologică. În cadrul acestui tip de manifestare violentă, agresorul încearcă să-și impună în mod autoritar propria-i voință și control asupra unei alte persoane. Sigur că vor genera aceeași stare de teamă, de suferință psihică, disconfort, până la apariția unor probleme psihice chiar importante pentru unele victime. Cea care se ocupă medicina legală, în mod special traumatologia medico-legală, este violența fizică. Aici lucrurile sunt cunoscute, cred că, de marea masă, dar violența fizică se realizează atunci când agresorul își folosește mijloacele naturale, respectiv cap, pumn, picioare, sau agenți vulneranți, îi numim noi, adică diferite obiecte, de la obiecte dure numite obiecte contundente, până la arme albe de diferite feluri, cuțite, până la săbii au fost întâlnite în practica noastră medico-legală, cel puțin la noi la cabinet am avut câteva cazuri. De asemenea, pot fi folosite armele cu glonți, armele cu alice, pistoalele cu glonte de cauciuc, chiar accidental între copii. Toate aceste forme de manifestare a violenței vor produce leziuni de violență, de la cele mai simple până la leziuni de violență complexe, uneori care pun în primejdie chiar viața victimei, dacă nu chiar o pot suprima. Lucrurile de violență fizică le văd cumva la baza acestei piramide, iar cea mai... Eu cred că ele au un nivel bazal, da, și un nivel mai înalt toate. Spre baza piramidei eu aș plasa violența economică. Este unde stau nevoile primare. Iar vârful piramidei, iarăși mi s-a părut foarte violența interesant. Violența spirituală. Da, și corupția.
Este în vârful piramidei. Poate deci o fi formă, inclusă, sigur. Da, o este formă o formă de violență, socială. Da. Este o formă de violență socială, da. Pentru că dacă ne referim la violența economică, aceasta înseamnă privarea victimei de posibilitățile de trai, deci interzicerea acestea de a desfășura o activitate care să-i aducă un venit, punerea în situația de a nu-și putea câștiga traiul zilnic, ceea ce și o plasează ce exact urcăm, în nivelul bazal al piramidei. Se rafinează și aspectele violenței. Sigur. Și sigur. Chiar indiferența este o formă de violență. Absolut. Deci, violența poate să se manifeste în mod activ sau în mod pasiv prin indiferență. Da. Și iarăși prin este izolare. O formă foarte rafinată a violenței. Deci să stai deoparte sau pur și simplu să refuzi dialogul. Sau mă cer cu copilul, nu vorbesc 3 zile. Este o formă de violență. De preferat da, să nu facem așa ceva. Sigur, da. Absolut. Nu facem, dar dau exemple. Să nu uităm violența sexuală la care sunt supuse de la fete tinere până la femei căsătorite, pentru că violul marital este recunoscut. Deci am ajuns în sfârșit și la violența domestică. Poate ne detaliați un picuț cam ce ar presupune violența domestică și cauzele de apariție ale acesteia în societatea actuală. De învechime știm, nici nu exista înainte de 1970, nici nu sunt studii, nici nu exista, era trecută cu vederea pur și simplu. Eu n-aș spune că nu exista, nu era evidențiat. Exista, nu exista în acte. Nu era evidențiat, da. Nu era luat în considerare. Da. Din acest punct de vedere, deci violența în familie îi spune și numele, violența domestică sau violența în familie este acea varietate de modalități de manifestare a violenței asupra, de către un membru de familie, asupra unui alt membru din familie. Nu neapărat soț-soție, se poate exercita și asupra copilului, părintelui mai sigur în vârstă, că da. Sigur că asupra da. Oricui din familie. Sigur că da. Sigur că da. Deci e vorba doar să includă nucleul familiar. Aici este o problemă și mai mare decât dacă am privit violența în alte colectivități, deci, de exemplu, violența școlară, violența stradală, violența de grup și așa mai departe, pentru că ea se poate împărți pe diferite categorii de activități pe care le desfășoară persoanele care manifestă acte de violență. În familie, manifestările violente se desfășoară în spatele ușilor închise. Ele neputând fi astfel cunoscute de către societate. Conform statisticilor, victimele violenței domestice sunt în procentele cele mai mari femeile și copiii. Asta nu înseamnă că bărbatul nu poate să fie o victimă, să fie și el o victimă unei forme de violență în familie. Și bineînțeles că și vârstnicii, deși raportarea violenței în familie asupra vârstnicilor este mult mai mică, dar și vârstnicii, și noi am avut la cabinet adresabilitate în acest sens, pot fi victime ale violenței domestice. Ca să explicăm puțin de ce apare violența domestică, odată prezența pulsiunilor agresive individuale, care pot să aibă intensități diferite în funcție de temperamentul, de tipul de personalitate a fiecărui individ. Apoi, o distribuire inegală a veniturilor, o stare economică diferită a membrilor de familie. Și nu în ultimul rând, mi se pare acest model paternal de gândire care îl adoptă în proporție destul de mare societatea românească. În sensul că în familie se creează o ierarhie a membrilor familiei. De obicei, nu este obligatoriu, dar de obicei, tatăl, soțul, preia conducerea, are o atitudine mai dominantă de conducere asupra soției mamei, care devine subordonată tatălui. Copilul fiind subordonat ambilor părinți. Sigur, vârstnicul putând fi și el subordonat cuplului marital. Discuția, zic eu, că ar trebui să înceapă de la familia de bază. Fiecare individ care își întemeiază o nouă căsnicie pleacă dintr-un nucleu familial de bază. Acolo
s-au format valorile morale, sociale. Acolo și-a format o serie de cutume, de obiceiuri, de viață. Acolo s-au format dorințele, năzuințele, aspirațiile de viață. Cei doi parteneri, în momentul în care întemeiază o nouă familie, preiau toate aceste lucruri pe care noi le denumim într-un singur cuvânt pattern familial, le preiau în noua familie. Și dacă aceste lucruri nu pot fi modelate pentru a se forma un nou pattern familiar comun familiei nou formate, apar o serie de discordanțe, de aspirații, de obiceiuri în familie, care vor duce la început la micile dispute care creează disconfort persoanei mai slabe, în speță femeia, disconfort care în timp se accentuează și intrăm pe teritoriul teoriei conflictului, se accentuează, degenerează în stări de nervozitate, de furie, dorințe de răzbunare, începe episoadele de gelozie cu urmărirea partenerului, până degenerează în adevărate acte de violență fizică și nu de multe ori s-au terminat prin suicid sau prin privarea, un act heteroagresiv de omucidere. Cum am putea interveni? Ce ar putea face statul român, noi ca societate, pentru a preveni, să nu se ajungă în situația de a exista violență domestică? Am putea face ceva? Sigur că statul legiferează. Deci există lege, este legea 217 din 2003. În afară de o amendă, eu știu dacă se merge, multe femei își retrag plângerile. Asta este problema. Deci asta este marea problemă, pentru că în general femeile și copiii, dar copiii nu au posibilitatea, acum mai nou au și ei posibilitatea de a sesiza organele de cercetare, dar în general femeile, datorită acestor patternuri familiale, de multe ori femeile sunt educate, fetițele în casă sunt educate că ele trebuie să subordoneze bărbatului, ele trebuie să asculte de soț. Și atunci își reprimă dorințe, își reprimă năzuințe, idealuri. Toate aceste forme de reprimare vor duce la frustrare. Și așa cum spunea școala, universitatea de la Yale, frustrarea duce la agresivitate. În general, femeia apelează la manifestarea de violență verbală, dar nu exclus să folosească și violența fizică. Sigur, distribuția inegală a veniturilor iarăși va duce la violența exercitată asupra femeii. De aceea, în ultima perioadă, ea este studiată în detaliu și cu mult mai multă atenție violența asupra femeii și asupra copilului. Acest sentiment, acest lucru va determina ca femeia să resimtă culpabilitate. Pentru că ea este obișnuită să considere că bărbatul dictează în familie. Dacă nu a ascultat, ea este culpabilă. Este această gândire de victimă. Această gândire care este destul de răspândită în familiile românești paternală. În aceste condiții, femeia se va adresa cu destul de rar chiar și familiei de bază, chiar și prietenilor, vor povesti puțin, incomplet, cu atât mai puțin se vor adresa organelor de cercetare, de exemplu. Deși statul legiferează și pedepsește violența în familie, deși statul protejează victima violenței domestice prin crearea de adăposturi. Există un adăpost în zona noastră unde s-ar putea adresa către Primăria Rădău, asistență socială, serviciul de asistență socială, Primăria Rădăuți are un adăpost. Există în orașul Rădăuți un adăpost.
Sigur că acolo sunt primiți femeile, copiii, se încearcă a se lua legătura cu un psiholog care să trateze trauma psihică a victimelor agresiunii în familie. Se încearcă obținerea unor activități recompensate pentru a-și putea asigura nevoile zilnice mama și copilul agresat. Deci acestea sunt modalitățile prin care statul încearcă să limiteze și să aibă grijă de victimele agresiunii în familie. Doamna doctor, din păcate, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Discuția a fost foarte interesantă și am mai avea foarte mult de discutat. Mie mi se pare că o exacerbare a violenței domestice vine și pe fondul creșterii agresivității la nivel social. Vedem și în spital, totdeauna, în ultima vreme, parcă pacientul deschide ușa cu furie. Vedem la școală, parcă părintele deschide ușa cu furie. Lucrurile astea n-ar trebui să se întâmple. Cred că există o agresivitate crescută în societate, poate e legată și de factorul economic, poate legată și de factorul politic și corupția tot mai mare la care am asistat în ultimii ani în România. Și sper ca în următorii ani, prin emisiuni de acest gen, prin educarea elevilor, părinților, pacienților noștri, aceste cazuri să devină tot mai rare și sper ca pacienții noștri să-și canalizeze energia, agresivitatea către ceva pozitiv în societate. Vă mulțumesc pentru participarea în emisiune și vă mai aștept cu un alt subiect la fel de interesant și sper să nu mai treacă timpul atât de repede. Vă mulțumesc! La revedere! Cu aceasta ne luăm rămas bun. Ne reîntâlnim luni la ora 7 seara, de asemenea în reluare, sâmbăta și duminica la ora 5. Ne puteți găsi pe Facebook și pe YouTube. La revedere!